Primul eveniment rutier s-a petrecut în ajunul Crăciunului. Un autoturism condus de o femeie de 38 de ani a ajuns în afara părții carosabile. Șoferița, într-un moment de neatenție, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina. Aceasta era însoțită de ambii copii, o fată de 9 ani și un băiat de 14. Acesta a suferit răni grave și a fost transportat în comă la un spital din Craiova. Primul a avut loc în data de 24 decembrie, în seara de ajun. O femeie în vârstă de 38 de ani s-a răsturnat cu mașina într-o curbă. În urma accidentului au rezultat 3 victime, femeia de 38 de ani și copiii acesteia, o fetiță în vârstă de 9 ani și un băiat în vârstă de 14 ani. Acesta a fost rănit mai grav, a fost transportat la spitalul din Slatina, ulterior fiind transferat în comă la spitalul din Craiova. Celelalte 2 victime nu prezentau traumatisme grave. Alte 4 persoane au ajuns la spital tot în urma unui eveniment rutier. Acesta s-a produs ieri pe drumul județean 546A între localitățile Greci și Șerbănești. Șoferul a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat cu mașina pe câmp. Din fericire, nicio persoană implicată nu a suferit răni grave. Un alt accident s-a produs în data de 26 decembrie pe drumul județean 546A între localitățile Schitu și Șerbănești. În urma accidentului în care a fost implicată o singură mașină au rezultat 4 victime. Este vorba de 2 bărbați și 2 femei cu diverse traumatisme. Toți 4 au fost transportați la spitalul din Slatina conștienți. Astăzi un șofer a decedat, iar soția acestuia, pasager în mașină, a ajuns la spital cu răni grave după ce s-au răsturnat cu mașina în canalul colector de la intrarea în comuna Găneasa. Viteza se pare că a fost cauza producerii evenimentului rutier. Din primele cercetări s-a stabilit că un bărbat de 75 de ani din municipiul Slatina, în timp ce conducea autoturismul proprietate personală în afara localității Găneasa, din cauza vitezei a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în contracanalul de peste un pârâu. În urma accidentului a rezultat decesul conducătorului auto și rănirea pasagerii în autoturism, o femeie de 76 de ani din comuna Găneasa. În cauză se efectuează cercetări în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Viteza excesivă, consumul de alcool la volan și neatenția au fost cele mai frecvente cauze care au dus la producerea de accidente rutiere de-a lungul anului. Mai multe persoane și-au pierdut viața, în timp ce alte 10 au ajuns la spital cu răni grave, în urma unor evenimente rutiere produse pe drumurile din Olt.